Clienții restaurantelor și a barurilor care nu emit bon fiscal vor pleca fără să plătească propun patronatele din turism, alături de TVA de 9% la alimentația publică, trecerea baxișului pe notă și scutirea de jumătate din taxele și impozitele pe clădire pentru hotelurile cu activitate sezonieră. Măsura aflată sub formă de proiect deocamdată vizează, după modelul grecesc, introducerea posibilității ca acei clienți care nu primesc bon fiscal în unitățile de alimentație publică să nu plătească nota. În acest fel, personalul de servire va fi determinat să emită notă de plată fiscalizată sub sancțiunea de a nu primi banii de la client. Toate sumele astfel încasate vor fi fiscalizate, ceea ce va aduce bugetului de stat, TVA, impozit pe profit și alte taxe, a declarat Lucia Morariu, președintele ANAT. Patronatele din turism au calculat că sumele care ar fi astfel atrase la bugetul de stat, suplimentar față de situația prezentă, ar putea constitui resursa necesară aplicării scăderii cotei de TVA de la 24% la, la 9% la alimentația publică, măsură îndelung solicitată de industrie. Pe 8 aprilie, Federația Patronatelor din Turismul Românesc și Asociația Națională a Agențiilor de Turism au propus Departamentului pentru IMM, Mediu de Afaceri și Turism, un set de măsuri menite să susțină dezvoltarea industriei turistice românești. Pe de o parte, s-au solicitat din nou facilități pentru industria turistică, precum scutirea de impozit pe profit reinvestit în turism, cota de TVA redusă la 9% pentru toate activitățile din turism sau recunoașterea primirii de turiști străini în România ca activitate de export, iar pe de altă parte s-au propus măsuri care ar putea aduce venituri suplimentare bugetului de stat din activitățile specifice turismului, astfel încât să se creeze resurse pentru acordarea facilităților. Patronatele au cerut printre altele scutirea de impozitul de 16% pentru profitul reinvestit de către structurile de primire turistică și agențiile de turism și clarificarea procedurilor și regulilor necesare pentru a dovedi perioada de funcționare de minim șase luni în stațiunile cu activitate sezonieră în vederea obținerii scutirii de 50% pentru taxele și impozitele pe teren și clădire. Una dintre măsurile de sprijin propuse de cele două organizații este acceptarea introducerii pe nota de plată a baxișului doar în condițiile în care respectivele sume încasate ca baxiș ar suporta un impozit maxim de 16% pe venituri. Trecerea baxișului pe nota de plată, cred patronatele, ar da posibilitatea angajatorului să cunoască atât nivelul veniturilor reale obținute de angajatul care servește, cât și calitățile personale ale acestuia.